Astăzi vă voi prezenta ghetele lui Hazard. Hazard a hazardat! Din sezonul 2021-2022. Dacă aveți întrebări, nu uitați că secțiunea de comentarii este deschisă și dacă o să vă placă videoclipul, v-aș ruga să dați un like și să abonați cu clopoțel, pentru că m-ar ajuta foarte, foarte mult. Hai să-i dăm drum! Videoclipul va fi împărțit în trei categorii: design, confort și performanță. Înainte să începem, vreau să vă spun că eu le-am pe cele de la Academie și Hazard le avea pe cele Elite, în mare parte aceleași ghete. Bine, el le avea și pe alb. Sunt aceleași ghete cu mici schimbări, alea sunt puțin mai bune, dar până la urmă sunt la fel, aproape la fel. Și hai să-i dăm drum. Începem cu designul. Vreau să spun că aceste ghete mi-au plăcut foarte, foarte mult de când le-am luat. Îmi place foarte mult combinația asta albastru cu galben. Pe spate, după cum puteți vedea, crampoanele nu sunt din metal, din păcate, pentru că astea sunt de la Academie. Și micile detalii precum gridul ăsta, nu știu cum să-i zic, și poziționarea siglei sau mai știu eu ce scris pe aici. Nu știu cine știe ce profesionist la fotbal, dar mie îmi place cum arată, pur și simplu. Adică și înăuntru, dacă vă uitați, e simplu totul, nimic prea complicat, dar au un design frumos. Cu toate că acestea sunt versiunea de Academie, la aspect le-aș da chiar un 9 din 10. Pentru mine, ghetele astea sunt chiar confortabile. În picior îmi intră bine și singura problemă pe care o am este mai exact la spate aici. Mă jenează câteodată, nu știu de ce, probabil că am șoseta prea scurtă sau cea de genul. Depinde și de piciorul fiecărui om. Din câte știu, am văzut că gheata intră destul de strâmt în picior și pentru mine e bine, pentru că parcă am mai multă precizie când am. Dar mă rog, cum am mai spus, diferă de la picior la picior, așa că eu o să le dau la confort un 8 din 10. La capitolul performanță, poți zice că se descurcă destul de bine, având în vedere că sunt niște ghete făcute special pentru viteză. Piciorul în ele țintră foarte strâns. Nu pot să zic că este neapărat un minus, dar pentru mine ar fi un detaliu de considerat. Au în jur de 200 de grame acestea de la Academie. Probabil au și ceva puțin mai mult alea de la Elite. Se pare ok, niște ghete frumoase. Au fost create în special pentru atacanți, dar oricine își dorește niște ghete mai dinamice sau cu care să prinzi multă viteză, țin perfect acestea. Alpa acestor încărțări, tot cu crampoanele, este concepută pentru o accelerație explozivă. Cred că știi și ce înseamnă. Crampoanele își fac treaba, din păcate la astea nu sunt din metal, dar din câte știu la acele Elite, cred că sunt din metal pe aici, astea din spate cel puțin. Crampoanele își fac treaba, îți oferă o oarecare stabilitate pe teren și e destul de greu să aluneci până și iarna. Mă îndoiesc că cele de la Academie sunt la fel de performante ca cele de la Elite, dar având în vedere prețul lor și cred că sunt foarte bune pentru un jucător de început, cum sunt eu, un amator sau mai știu eu ce. Dar dacă v-a plăcut acest videoclip, aștept părerea voastră în comentarii și un like, subscribe ar fi binevenit. Ne vedem data viitoare, pa, pa!